Bun găsit, dragii mei! Invitata mea de astăzi capă unei definiții profesionale. Ea este artistă în fiecare gest, în felul în care povestește și cântă, în felul în care privește lumea și iubește, în felul în care zâmbește și tace. Își poartă părul despletit și sufletul strâns, ascuns de ochii lumii, e veșnic îndrăgostită de soțul său și are doi copii minunați care i-au adus împlinirea inimii. Se hrănește cu emoțiile momentelor sacre ale copilăriei, ne uitând nicio clipă de rădăcinile, unde se întoarce mereu pentru a-și încărca sufletul de curat și frumos. Îi spun bun venit doamnei Mariana Ionescu Căpitănescu, artistă dragă nouă tuturor, o voce inconfundabilă și vă mulțumesc că sunteți alături de noi în ediția de astăzi. Bine te-am găsit! Îți mulțumesc pentru această frumoasă introducere. O meritați din plin și pentru că tot am spus de lucrurile acestea de trecut și pentru că sunt curioși și cei de acasă, cum era și doamna Mariana Ionescu Căpitănescu în copilărie, aș vrea totuși înainte de asta să întreb că totuși a trecut un an de când cu pandemia aceasta. Putem vorbi deja de o dispariție despre apropierea de public, obișnuiți fiind cu spectacole întotdeauna și în fiecare weekend. Cum a fost această perioadă pentru dumneavoastră și cum ați făcut să treceți peste ea fără a simți bucuria și lacrima oamenilor care vă îndrăgesc? La întrebarea asta trebuie să răspund etapizat. Pentru că atunci când am intrat în starea de urgență, eu am intrat în starea aceea de teamă, o stare pe care nu mi-o recunoșteam și greu m-am obișnuit, așa, dintr-o dată să stau numai în casă. Ulterior m-am obișnuit cu ideea că sunt mamă 24 din 24 de ore și mi-am luat activitatea lent, activitatea mea de gospodină, de mămică și mi-a fost foarte bine să stau toată această perioadă cu copiii mei, dar mai ales cu fata mea, care după aceea mi-am dat seama ce mare nevoie a avut de această perioadă să mai aibă pentru ea, pentru că acum văd când am început să merg mai des la emisiuni, să plec de acasă, deja își pune problema ce o să fac eu atunci când o să fie în activitate intensă cum era înainte. Deci această perioadă a fost la început așa grea, foarte grea pentru mine, grea de acomodare, suportat. Din punct de vedere al acomodării. O acomodare așa lentă, dar a fost pentru mintea mea devastator că nu o să mai cânt, că ce o să fac eu cu timpul meu, dar mi-am găsit și timp de lecturat mai mult. Am citit foarte mult, mai ales împreună cu fata mea, citeam în tandem, eram cumva la întrecere și am tot întrebat, dar Antoni de ce nu citește? Păi zic, citește și el, dar nu-l vedem noi acolo unde este. Și toate astea, zic eu că sunt lecții pe care noi le învățăm și niciodată să spui niciodată. Adică nu aș putea spune că dacă ar fi să pun punct meseriei, nu aș mai putea avea viață. Și această perioadă mi-a deschis și alte căi și aș putea face și alte lucruri, cu toate că în sufletul meu și în adâncul sufletului meseria și arta aceasta de a cânta și darul pe care mi l-a dat Dumnezeu, bineînțeles că mi-ar lipsi. Până la urmă a fost o lecție de viață din care v-ați dat seama că sunteți capabilă și de orice altceva, da. Chiar dacă v-a rămas cu dragoste în suflet meseria aceasta de artist. Ați fost înzestrată cu darul răbdării. Ce a fost bine și ce a fost rău în această perioadă? Nu știu, eu am o putere de a mă stăpâni. Deci mă pot stăpâni. Nu sunt o fire din asta vulcanică să mă exprim fără a mă controla, pentru că știi că odată ce vorbești ceva poți să rănești omul de lângă tine, dar așa cum spui, această perioadă m-a apropiat mult mai mult și față de soțul meu, deci am avut timp să depunem amintiri, să ne facem toate planurile pas cu pas, ce avem și de împreună făcut, întotdeauna. Și împreună, nu ne-am plictisit. Ne-am redescoperit, deci a fost o apropiere de părinții mei,
o apropiere extraordinară. Deci mi-am putut vizita părinții în weekenduri și chiar mama la un moment dat zicea, iar veniți mamă prea de acasă. Des, parcă. Da. Da, îi se părea așa ceva ne la locul lui faptul că noi mereu o anunțam că mergem în vizită. Adică o anunțam pe mama și mama implicit în anunța și pe tata și chiar tata la un moment dat zicea, ce bine e că veniți pe acasă, dar îmi pare așa de rău că niciunul nu stați cu noi. Îmi pare așa de rău când plecați și... Am frumoasă avut întâlnire, grea despărțire. Da, am avut timp și pentru dumnealor și pentru mine chiar a fost o perioadă care mi-a dat posibilitatea să fac alte lucruri, care m-a bucurat foarte mult. Când și unde l-ați întâlnit prima dată pe Dumnezeu? Aveți vreun prim moment în care să recunoașteți un miracol întâmplat de către El? Eu pot să spun că am fost foarte descumpănită în anumite momente ale vieții mele și credința asta în Dumnezeu pe care eu am purtat-o în suflet, această credință mi-am dus-o tăinuită și prin rugăciunile mele Dumnezeu mi-a arătat că mă iubește. Pentru că la un moment dat aveam impresia că nu am noroc în viață și că sunt cumva pedepsită de Dumnezeu să nu am copii. Pentru faptul că am avut multe încercări și într-un târziu am reușit să aduc pe lume copiii mei, cei drept cu diferență mare de vârstă între ei și... mi-am dat seama cât de mare este puterea lui Dumnezeu și că această credință pe care o porți în suflet vine cu a nu face rău oamenilor din jur și a te concentra pe acea nișă pe care poți să faci lucruri bune. Dacă poți să ajuți, să ajuți și să nu faci lucruri de care să-ți pară rău. Sau dacă ai greșit, pentru că intenționat nu fac rău, dacă am greșit, mă căiesc și fac, bineînțeles, rugăciuni și sunt convinsă că cumva mă liniștesc. Nu pot să spun că sunt iertată. Întotdeauna karma răspunde. Fie că noi da, eu cred foarte mult în karmă. Eu cred foarte mult în karmă și mulți spun că nu este un lucru extraordinar. Această karmă, de fapt, este oglindirea faptelor tale. Această karmă care mai târziu îți arată de fapt cine ești tu. Dar din păcate noi oamenii tot sperăm în sufletul nostru că facem lucruri care nu sunt observate și chiar dacă facem rău nu se observă sau nu se ia în calcul acest rău pe care l-am făcut. Dar orice lucru rău pe care ți-l faci la un moment dat îți vine înapoi ca un bumerang. Da. Nu se știe când îți vine, că nu îți vine imediat, dar atunci când îți vine acel rău înapoi, faci legătura că este dintr-o anumită cauză și dintr-o anumită greșeală a ta. O nedreptate care poate tu ai făcut-o cu voia sau fără voia ta. Pentru că sunt lucruri pe care noi le facem și stau mai ales la o anumită vârstă, când nu putem să ne diriguim viața așa cum ne-am dorit. Poate din cauza că nu avem experiență, poate din cauza că suntem puși în fața unui lucru nou, unei situații noi și nu poți tu să o pui în balanță și să iei o hotărâre bună. Și poți să iei o hotărâre care poate îi lovește pe alții. Lucrurile astea, la un moment dat, astea rele pe care le faci, la un moment dat se întorc împotriva ta. Și eu m-am convins de lucrul acesta, dar spuneți-mi, doamna Mariana, dacă ar fi să vorbim despre copilărie, care este prima imagine care vă vine în minte? Să știi că eu vin dintr-o familie de oameni foarte sinceri, oameni frumoși. Mi-amintesc că când aveam eu 4-5 anișori, aveam un păr foarte des și mama purta în două codițe.
Și mergeam la bunica mea, la mama tatălui meu, Frusina, și acolo îl întâlneam pe fratele tatălui meu, Costel, care mi-a fost mentor, și pe verișorul meu, Iulian Fota, care este profesor recunoscut și a fost consilier prezidențial mult timp. Și ei mă puneau să le cânt. Eu mă plimbam pe iarbă. Eu eram cea care întotdeauna eram complimentată. Toată lumea spunea, vai ce frumoasă ești, vai ce frumos ai. Și eu cum știam că există persoane din astea în jurul meu, imediat mi făceam simțită prezența și mă puneau să le cânt. Eu le cântam, îmi ziceau că ar trebui să mă apuc să fac sport. Făceam roata, făceam podul, eram deja la 3-4 ani, eram așa... Centrul atenției. Eram în centrul atenției și le cântam. Și spuneau, bine, tu nici nu știi bine să vorbești și cânți. Și unchii mei de la București, unchiul Vergică și unchiul Costel, îmi tot spuneau tatălui Iulian, îmi spuneau că... tu o să ajungi cântăreaț. Păi da, îți dai seama că mie mi-a intrat mai în mult cap vă de la 4 ani că o să ajung cântăreață. Și atunci tot ce făceam, eu cântam toată ziua. Cântam și am fost foarte iubită de părinții mei. Și după aceea când au venit frații mei, am fost puțin așa, știi, dată la o parte. Pentru că având 4 frați mai mici, normal că atenția era asupra lor și eu... eram cea care m-am bucurat în primii 3 ani, sunt convinsă, nu mai țin minte de atunci, dar așa mi s-a spus că am fost foarte iubită când am fost mică și asta îmi amintesc de o perioada aceea până am început să fiu bună de muncă, de trimis cu vitele și de mers la muncă în agricultură, după aceea nu mi-a mai plăcut, pentru că eu în fiecare zi aveam activitate și după școală, toate zilele mi erau pline, inclusiv weekendurile, până când am plecat la școală, până la 16 ani. Ați avut și susținerea părinților vis-a-vis de această meserie, între ghilimele, de artist? Da, eu le spuneam, era un vis, pentru că până am plecat la Râmnicu Vâlcea la școală, nu știam dacă o să urmez și să devină o carieră artistică, deci cântatul meu... Era o pasiune atunci și bineînțeles că părinții m-au susținut necondiționat și îmi amintesc că întotdeauna când plecam și mai ales când am avut primul concurs, când am avut primele apariții și la radio, plângeau, mă sunau, că atunci eram mai telefonul fix și mă sunau, mama, vai, te-am auzit la radio, vai. Era așa de impresionată. Fiind poate oprită și în sat de către bineînțeles. Să te naiv cu felicitări. Bineînțeles, atunci era mare lucru. Eu vorbesc asta de începutul anilor 90, deci era mare lucru. Și am mers la Școala Populară de Artă la Râmnicu Vâlcea și uite așa, am început să colaborez cu orchestrele de amatori, cu Orchestra Izvorașul de la... IUCF de la Govorad, fosta mare întreprinderii, și după aceea cu Orchestra Vâlceanca, atunci era impresar domnul Trincă și m-a luat în colaborare. Am avut norocul pentru că întotdeauna am colaborat cu profesioniști care mi-au spus ce trebuie să fac bine, cum trebuie greșelile, cum să le îndrept și am fost foarte ambițioasă de mic. Dar talentul acesta insuflat a fost de cineva sau a fost singură? Dar să știi că bunicul meu, tatălui meu cânta la fluier, dar cânta așa pentru dumnealui. Mama tatălui meu, Frusina, a cântat cu vocea, tatăl meu a cântat cu vocea, fratele tatălui meu, unchiul meu, Costel Fota, tot așa, jucam piese de teatru, deci cocheta și cu muzica. Ulterior, de artiști. Da, ulterior mi-a compus și versuri și de asemenea verișoara mea, fata lui Costel Fota, verișoara mea, Bianca Fota, a fost mult timp prim balerină la Opera Română, aici în București, a fost într-un timp, a fost în Timișoara, deci suntem o mare familie de artiști, așa de artiști, cum am spus. Da, da, da. Și vreunul din copii calcă pe urme mamei? Din ai mei? Da. Să știi că și Antoni a făcut muzică, a fost chiar ani de zile la teatrul, a fost ani de zile la Filarmonica din Craiova,
a cântat în corul copiilor de acolo, deschideau evenimentele de la filarmonică și a studiat pian, dar este așa, cu vocea nu mai cântă deloc. Și la pian mai cântă ocazional, așa, pentru el și pentru prieteni, dar Tara Maria, deci nu vrei să știi ce îmi spune mie Tara Maria. Tu ai și băiat și fată și vei vedea diferența de personalitate. Deci, o văd de acum, deși da? Sunt foarte mici. Și cine are puternică? Cine fata. Are personalitatea mai puternică, da. Deci mie Tara îmi spune în felul următor. Da, tu cânti, da, te-am văzut, da, te-am văzut în spectacolul ăsta, tu cânti, cânti frumos, să știi. Da, să știi că eu cânt mult mai frumos ca tine. Hai să mă vezi. Eu am văzut-o pe ea când avea, cred că vreo 6 anișori, nu mai mi-amintesc exact. Da. Și de atunci mi-am dat seama de inteligență și tot timpul, adică era cu spiritul observației și nu numai vis-a-vis de părinți, cât și de restul grupului, de copii în general. Da, doamne, zic, care e inteligență. Este un bun organizator, ea le face pe toate bine și ea studiază și pian. În primii 2 ani a trebuit să studiez cu ea, deci eu îi citeam pe partitură, notă cu notă. Acum nu este nevoie să-i spun eu să mai studieze și tot timpul când mă vede că sunt puțin liberă, zice, mami, să știi că am mai învățat un cântec, pentru că face canto, muzică ușoară face ea și face la Craiova la Glasuri Cristaline și vine un compozitor din București, deci își ia foarte în serios meseria. Dar de unde e motivația aceasta și ambiția? Vă regăsiți în ea? Da, dar parcă să zic că ea are mai mult curaj datorită și perioadei în care trăiește, datorită și datorită faptului că eu o las să se desfășoare așa cum își dorește ea, cu toate că sunt momente când aș interveni și ea și atrage atenția, dar zic, îi știrbesc din personalitate și câteodată zice, uite, mie îmi place să machiez, sunt pasionată de produsele astea de machiaj, te rog să mă lași să-ți umblu produsele tale. Umblă mamei și zic, umblă treaba ta, du-te, le răvășește ce le face. Și vine după aceea și zice, îmi faci și mie o plăcere, da. Te rog să stai să te machiez. Dar eu zic, bine, hai că mă machiez, că o să plec în oraș. Dar și asta e o pasiune artistică, da. Doamna Mariana, combină culorile, are ea o viziune despre asta cu siguranță. Da, păi bineînțeles, eu mă bucur pentru că o să învețe pentru ea. Exact. Și mă duc să mă machieze. În sfârșit, după multe rugăminți, accept să mă machieze ea. Mă duc, mă machiază, stau. Dar ea își joacă un rol de profesionistă. Make-up artist. Da, zice, fii atentă, tu nu, decât îmi răspunzi la acest. Te întreb eu și spun, bună ziua, bine ați venit. Și vreți să vă machiez? Da, vă rog. Vreți așa de zi sau de seară? Aveți ceva, vreun eveniment important sau vreți așa mai soft să vă machiez? Și spun, vă rog, mai soft, că merg în oraș, după aceea mă machiez, mă face, vă dați seama. Și zic, bine, eu vreau să plec în oraș, dar acum hai pe bune, de-aia. Acum, vrei să, gata, terminăm cu roluri, da. Vreau să plec în oraș, de-aia. Stai să te demachiez, că mie îmi place că te machiez. E propriul său critic. Da, dar e un lucru foarte important, pentru că dacă stai să analizați atitudinea ei, ea se comportă exact cum ar fi clientul pe scaun și așteaptă feedback-ul din partea dumneavoastră. Da. Adică, psihologic vorbind, e și pregătită pentru a fi un bun antreprenor. Da, deci chiar vorbeam cu verișoara mea, Claudia, s-a plimbat cu ea într-o zi și zice... Să lași fata să se desfășoare așa cum vrea ea. Zic, Doamne, câteodată așa îmi vine să-i atrag atenția. Nu, zice, las-o așa că e bine. Și cât mă vede că plec în oraș, câteodată mă mai grăbesc, mă îmbrac și ea zice, mami, da, plec în oraș. Nu plec așa în oraș, cum? Nu, că nu e bine cum te-ai îmbrăcat. Vino să-ți arăt eu, mi-arată ea, îți dai seama... Îți dai seama că are 10 ani și jumătate. Da, dar pentru noastră e o mulțumire sufletească foarte mare, că se spune copiii trebuie să-și depășească părinții. Da. Însă acum v-aș întreba, odată ce ați avut suferința aceea, cum ați zis puțin mai devreme, m-am simțit poate pedepsită sau cu lipsă de noroc, nedevenind mamă la vremea aceea, când a venit prima dată băiatul pe lume, ce ați simțit? Deci a fost cea mai mare bucurie a vieții mele. Primul băiatul, pentru că așa atunci când am văzut că este sănătos, pentru că mie, pe timpul sarcinii, făcând așa o paranteză, pe timpul sarcinii, mi s-a spus că, la ambele sarcini, mi s-a spus că vor avea sindromul Down copiii mei.
Deci așa mi s-a spus. Și la Anthony mi-am luat acest risc. Pentru că atunci era foarte periculoasă acea procedură cu... Morfologia fetală? Da, nu, era o injecție. Și era o procedură foarte complicată și mi-au spus că există riscul de 50-50% să pierd sarcina. Și atunci mi-am luat riscul acesta că e posibil să am copilaș cu sindromul Down. Da. Și v-ați asumat odată cu venirea? Era vorba de injecția aceea care se numește amniocenteză. Da, da. Da, care ia un lichid din sacul amniotic, din lichidul acela amniotic, se ia din lichid și se duce la analize și atunci îți poate spune după acea probă, după o analiză așa complexă, îți poate spune dacă copilul are sau nu sindromul Down. Și v-ați rugat pe perioada sarcinii și ați simțit că copilul va fi deci bine? Deci nu vreți să știți în ce stres am stat timp de 5 luni. Până am născut copilul și pentru mine toată perioada aceea când, până să-l nasc, nu am simțit durerile pentru că eram atât de nerăbdătoare și să-i văd fața și să văd ce îmi spun medicii. Și să știu că este sănătos. N-am simțit durerile. Practic eram amorțită, cu toate că am născut natural. Mă gândesc cât suferința a fost în sufletul dumneavoastră de mamă, numai să, cu atâta nerăbdare să așteptați momentul. Atâția ani, da, și după să primiți încercări. Vestea. Da. Și după multe decepții și am avut... multe suferințe pe seama asta. Dar oare nu pentru că ați fost un om puternic și se spune că Dumnezeu te rupe în bucăți înainte să te facă omul care ești și cel care devii mândru de... Și după aceea devii mai puternic. Da. Și nu te mai doboară nimic, cum spun eu în cântecul meu. Și chiar nu am exagerat. Tot ce depinde de mine, stă în puterea mea, nu mă doboară. Și totuși v-ați asumat din nou când a venit și fata pe lume, riscul da, acesta. Da, între Anthony și Tara am mai pierdut o sarcină și spun așa, să vezi ce înseamnă și dăruirea pentru artă. Acea sarcină am pierdut-o când eram în recital, într-un recital, în 2004, la festivalul Cerbu de Aur. Eram în scenă, pe scena Cerbului de Aur. Și atunci am simțit că ceva s-a întâmplat, mi s-a făcut rău, dar cu toată starea aceea am fost nevoită să-mi continui recitalul, pentru că stăteam în scenă, eram mai mulți interpreți în același timp în scenă și în timp ce așteptam să-mi vină rândul să cânt, mi s-a făcut rău. Dar eu am rezistat, am cântat cu starea aceea și am plecat și... am ajuns a doua zi la medic, deja era târziu, pentru că era pe timpul nopții. Și am pierdut o sarcină atunci și mă simțeam cumva neîmplinită că nu aveam mai mulți copii. Eu întotdeauna mi-am dorit 4-5 copii. Mai ales că proveniți dintr-o familie da. Numeroasă și ați crescut în sânul familiei și în căldura aceea. Da, și eram atât de fericită că îl am pe Anthony. Anthony este un băiat extraordinar, deci dăruiește atâta dragoste și știe să respecte, este un copil foarte bine crescut și sunt mulțumită de felul cum s-a format el ca bărbat. Și, dar totuși îmi lipsea ceva. Deci atunci îmi lipsea ceva. Simțeam că mi-ar fi plăcut să am mai mulți copii. Și la diferență de 11 ani, a venit Tara Maria. Și m-am mai avut și cu Tara Maria niște discuții din astea, așa... N-ați avut da. 4, ați avut 2, dar iată cât de frumoși sunt, cât de bine da. Educați și cât de inteligenți da. Sunt. Dar am avut discuții cu Tara Maria că de ce nu am adus-o pe lume mai demult. Și a trebuit să-i povestesc
întâmplările. Și să-i spun, da, și să-i spun că ea nu a venit când am vrut noi, ci a venit când a vrut ea. Și atunci a realizat că, de fapt, atunci a vrut ea să vină. Pentru că ei ar fi plăcut să fie mai aproape de vârstă cu Anthony și să fiu eu mai tânără. Așa ar fi vrut ea. Din punct de vedere al vârstei, că la cum sunteți dumneavoastră și relația de prietenie pe care o aveți dincolo de mamă-fică, cu siguranță nu se întâlnesc mulți copii cu ea. Da, bineînțeles. Noi avem o relație ca surorile. Noi când plecăm la cumpărături, noi plecăm noi două și Dan, soțul meu, zice: hai că vreau să merg și eu cu voi la cumpărături. Și zice: nu, tati, te rog să nu mergi. Și zice: mă, dar tu mă super pe tine. Nu, nu, că tu nu ai răbdare cu noi, tu nu o să ai răbdare cu noi. Și el înțelege, o înțelege când spune ea, adică nu-i mai zice nimic. Are nevoie de intimitate aia, probabil, așa să fie doar da, cu mama. Da, ea cu mine, da. Ea, când noi când mergem la cumpărături, noi stăm mult, petrecem mult timp, ne plimbăm, plecăm și ne ducem și prin centrul orașului. Deci noi știm când plecăm, dacă ne întoarcem nu mai știm. Și mai ales pe mine nu prea mă lasă să mă uit să-mi cumpăr. Deci mami, pentru mine ne umblă și mie îmi place și o las așa. Dar asta este, într-adevăr. Am doi copii sănătoși. Asta e cel mai important. Da, am doi copii sănătoși pentru că a fost așa foarte traumatizant să știi, să ți se spună asta după un set de analize, să ți se spună că s-ar putea să nu se știe. Normal că... Dar ce îndemnați mamele sau femeile care vor să devină mame și iată că mai intervine eroarea medicală de această dată, să creadă în Dumnezeu și să se roage? Și să facă multe investigații medicale. Deci este foarte important pentru că acum sunt alte posibilități. Eu când am avut sarcina cu Anthony era în 1999 și eram chiar în Canada, dar să știți că și medicii de acolo merg pe ideea aceea de a lăsa, deci sarcina este ceva natural, trebuie să se deruleze totul natural, așa cum vrea organismul tău, nu trebuie să-l ajuți, pe ideea asta merg, deci nu știu dacă acum procedează la fel, dar acum sunt foarte multe posibilități. Deci le-aș sfătui să facă investigații, tot ce se poate, dacă cumva intervine vreun semn de întrebare și bineînțeles că cred că mai este și puterea lui Dumnezeu, pentru că nu putem să controlăm și asta. Dacă ar fi să vă întreb de întâlnirile miraculoase de care ați avut parte în viața dumneavoastră, care ar fi și care au contribuit la ceea ce sunteți astăzi? Cred că Dumnezeu mi-a dat atât cât am meritat. Și au fost momente în viață când am crezut că am fost abandonată de Dumnezeu. Când am crezut că sunt într-un loc unde nu mai văd calea cea bună pentru mine și am fost nevoită să iau totul de la zero. Ca și cum, adică practic să consider că o parte din viața mea am dăruit-o unei cauze. Și am putut să fac asta, neștiind în ce direcție o voi lua, dar știind că dacă iau calea asta și plec, adică am plecat așa cu nimic, doar cu speranța că îmi va fi mai bine sufletește. Atât. Și, într-adevăr, Dumnezeu mi-a arătat că a fost foarte important curajul meu. Deci curajul același pe care foarte puține femei îl au. Și acel moment mereu la mâini în viața ta. Deci și noi, asta, am multe prietene care îmi spun, aș dori și eu să mă căsătoresc sau aș dori și eu să am un copil, dar nu găsesc momentul potrivit. Și pentru asta e foarte greu să găsești momentul potrivit. Mai ales pentru a face un copil, pentru a aduce pe lume un copil, pentru că noi suntem obișnuiți cu confortul nostru
de zi de zi, nu ne place să ne scoată cineva din confortul nostru, inclusiv a pleca dintr-o căsnicie. Sau este foarte greu, chiar dacă tu știi că nu e bine. Știi că nu e bine și că nu-i bună situația și că nu te duce nicăieri. Totuși întârzii să faci pasul. Totuși mai amâni, că zici că totuși poate greșesc, poate... Dar, e o greșeală să stai. Da, este o greșeală, mai ales când îți dai seama că nu ar trebui, că fiecare om are viața lui și nu-ți faci rău numai ție. Îi faci rău și celui de lângă tine pe care îl ții încurcat. Că poate de moment nu-ți dai seama că faci asta, dar de fapt asta faci. Dacă ție nu ți-e bine, poate nici partenerului nu e bine. Și tot așa implicit, pentru a aduce copii pe lume, trebuie întotdeauna o mamă și o femeie, dacă este căsătorită sau dacă își dorește un copil, să fie pregătită oricând. Fie pregătită oricând. Așa, pentru mine a fost un miracol că am adus pe lume și fetița, pentru că m-a prins într-o perioadă când aveam foarte multe evenimente. Unele le-am mai anulat, am mai trimis și colegii în locul meu, dar a fost foarte greu. Am adus-o pe lume la 7 luni, tot așa, cu tot felul de peripeții. Și luptătoare și ea de când s-a născut. Luptătoare de când s-a născut, da. Pentru că s-a născut la 1 kg 900, în câteva ore a scăzut la 1 kg 700 și acum la 10 ani și jumătate este cât mine. Deci nu s-a simțit faptul că a fost un copil născut prematur. Da. După o relație care a fost sortită eșecului, se pare, mai sperați că va veni soare pe strada dumneavoastră? Da. Am sperat și eram dispusă să aștept mult timp până când va veni acel soare, dar a venit. Și pentru că vorbeam la începutul emisiunii despre karmă și legea compensației și că întotdeauna primim după suflet, ați știut că el, cel care vă este soț și jumătatea sufletului, va fi pe viața a dumneavoastră? Am simțit, pentru că gândim la fel, știm când să vorbim sau când ar trebui să facem un pas în spate. Și niciodată nu am avut certuri sau așa, și suntem împreună, momente de tensiune maximă sau să ne jignim. Niciodată. Nu. Și suntem împreună de 26 de ani. Vai, ce frumos! Da. Mulți ani înainte, da, împreună. Mulțumesc. A fost acel respect cu dragoste, o afecțiune care n-a fost nevoie să o spunem neapărat, am simțit-o. A fost, ne-am înțeles din priviri, așa a fost la noi. Ce ați fost dispusă să sacrificați în numele iubirii? Păi am sacrificat cariera artistică. Eu când am plecat din România pentru a fi alături de soțul meu, am lipsit din țară mulți ani. Și eu când am plecat aveam popularitate ca și interpretă de muzică populară. Aveam o popularitate deosebită și când m-am întors fusesem uitată. Ați luat-o de la zero? Nu chiar de la zero, dar a trebuit să muncesc pentru a deveni din nou cumva să ocup un loc așa cum mă simțeam eu confortabilă, un loc în muzica populară. Cât timp ați fost plecată în Canada? Am locuit acolo 7 ani. Da. Într-adevăr, cariera era într-o pauză destul de lungă. Da, mai veneam pe aici, veneam așa câte o lună pe an, nu în fiecare an, dar nu puteam face mare lucru în perioada aceea. Dar când m-am întors, mi-am reluat activitatea cu înregistrări, cu apariții la televiziune și publicul și-a amintit de mine. Și, într-adevăr, dar eu zic că totuși anii pierduți sunt ani pierduți de carieră artistică. Dar în viață nu poți să le ai pe toate. Și sunt momente când trebuie să faci un pas în spate
Și pentru că știu cazuri când au făcut o carieră artistică strălucită și poate nu au avut timp să-și împlinească alte idealuri. Și te ia valul și nu știi ce ai făcut bine, ce n-ai făcut, ce a avut prioritate în viața ta. În schimb, eu am stat și am pus în balanță și am zis să nu trebuie să fiu eu cea mai populară, dar trebuie să fiu cea care este și mamă și are și trebuie să fiu cea care am o familie, care să știu să spun nu și să am grijă de familie, să spun nu carierei, dacă este cazul, în anumite momente din viața mea, să stau alături de copiii mei, de exemplu, când am adus-o pe Tara pe lume, am ținut neapărat să o alăptez, pentru că așa am procedat cu Anthony și nu vă spun pentru faptul că s-a născut așa micuță, ea se trezea din oră în oră să mănânce. Și eu mă trezeam, o luam din pătuț să mănânce, o puneam înapoi în pătuț. Și practic, aproape un an de zile, eu n-am știut ce înseamnă o noapte întreagă să dorm. Dar nu am simțit asta ca un sacrificiu. Devenise așa un mod de a-mi trăi și de a-mi duce zilele în perioada respectivă. Și de asta din iubire și protecție de mamă, pentru că nu orice mamă luptează. Da. Și am ținut foarte mult la legătura aceasta de familie, să fiu aproape de frații mei, să fiu aproape de părinți, să nu mă îndepărteze și să nu mă ia valul cu popularitatea, cu faptul că am succes în cariera artistică. Deci, lucrurile astea le-am împărtășit cu familia. Și totuși nu v-ați canalizat pe asta, dar Dumnezeu v-a adus într-un punct atât de mare. Da, eu sunt mulțumită pentru faptul că am mers, așa cum am zis, am mers în paralel și cu viața de familie și cu viața de artist profesionist. Sunt mulțumită de ceea ce am realizat până acum. Și când v-ați întors, când v-ați hotărât să vă întoarceți din Canada în România și cum v-ați convins soțul să vă urmeze? Păi eu înainte de a ne căsători, i-am spus că dorința mea este să trăiesc în România și să-mi reiau activitatea artistică. I-am spus că nu-mi doresc să rămân în Canada pentru că acolo nu puteam să-mi desfășor activitatea artistică pe termen lung. Era vorba numai de mergea odată în turneu și după aceea te mai întorceai peste 2 ani sau terminai cu zonele în care erau comunității de români, în Statele Unite și în Canada, și nu este ca în România. Și el a fost de acord, a zis da, o să fac demersuri cumva să înstrăinez întreprinderea, compania pe care el o avea acolo, pentru că avea un business propriu și el este inginer și are invenții în domeniul sudurii, placare prin sudură, are invenții patentate și în baza acestor invenții, deci procedurii de sudură, a inventat procedura de sudură și mașina care face această procedură și dovada după aceea vie și îmi cer scuze că v-am întrerupt, doamna Mariana, că v-a iubit foarte mult și totuși și dumnealui a închis poate un capitol din viață pentru a vă fi alături și a vă urma. A zis că mai bine face asta și el pentru familie și asta a fost într-adevăr o dovadă de iubire și de respect și a dorit să vină să fie alături de mama lui, a petrecut ani frumos și el alături de mama lui pentru că el era plecat de ceva timp prin străini. Și cumva mama lui era foarte, foarte mulțumită că eu am reușit să îl aduc în țară și să locuiască în casă cu băiatul dumneaei câțiva ani buni. Și asta ne-a făcut să venim să ne stabilim în România și eu niciodată nu am considerat că trăiesc și că nu am luat în calcul, niciodată nu am luat în calcul că aș putea trăi în altă parte. Cu toate că acolo
în Canada, noi ne-am construit o casă și aveam tot confortul. Vedeam munții stâncoși pe fereastră, veneau căprioarele, locuiam într-o zonă așa liniștită, veneau căprioarele și pășteau iarbă din spatele casei și era, un aer așa curat, vă dați seama, la poalele munților. Aveam o viață foarte liniștită, dar nu eram pregătită să locuiesc acolo pentru restul vieții, să trăiesc acolo. Mai bine la nebunia de aici. Ce regrete aveți? Ce regrete am? Puține. Puține regrete am. Nu știu, mi-aș fi dorit pentru părinții mei să ducă o altfel de viață. Nu știu, adică părinții mei, de fapt, s-au sacrificat toată viața. Nu știu, așa a fost generația dumnealor, așa, și nu am reușit să-i conving să meargă, să se plimbe, să meargă pentru tratamente în stațiuni, pentru că avem posibilitatea să-i luăm, dar viața dumnealor este acolo. Și parcă simt așa că au trăit, nu știu, au fost prea chinuiți, n-au meritat viața asta. Generația din care cu siguranță au făcut parte. Da, da. Adică eu, a fost o perioadă când spuneam că îmi pare rău că am fost, că atunci când am fost mică, am muncit mult și am avut o viață grea și dar nu puteam să o las pe mama să ducă singură tot greu. Tata era plecat și ei s-au iubit foarte mult și sunt împreună și acum se iubesc, dar faptul că ne-au dus pe noi pe lume, de tineri, n-au putut să se bucure de viață. N-au putut să... Și când îmi povestește mama ce viață grea a avut în perioada de copilări, în perioada ei de copil, îmi dau seama și comparând ce a trăit dumnea ei, eu zic că pentru mine a fost foarte, foarte bine ce am trăit în perioada aceea între 12 și 16 ani, așa cum am mai spus, cât am fost bună de muncă, pentru că toți copiii care trăiau în zona aceea rurală munceau la câmp și era o muncă sănătoasă, într-adevăr, dar mama mea a muncit foarte mult și tata la fel și chiar și acum îi rog să-i duc pentru tratamente în stațiune, să meargă la băi. Ei tot nu vor, au spiritul acela de... Eu cred că sunt fericiți doar că vă văd, da, pe dumneavoastră, da, și că ne vin copii. De sacrificiu, să crească animale, păsări în curte, să ne fie nouă bine și nu pot să-i scot din mediul dumnealor. Nu pot să-i scot. Adică ajungând și eu la vârsta aceasta, mi-aș dori și de mult timp am încercat de mult timp să refac viața mai frumoasă. Adică noi cât am putut le-am făcut viața mai frumoasă, pentru că niciodată nu le-am lăsat, nu i-am lăsat să le fie greu. Ei tot timpul au muncit, muncesc la câmp, chiar dacă nu ar trebui să muncească. Asta e viața dumnealor, așa se simt dumnealor împliniți. Dar totuși după atâtea Dar eu simt că s-au sacrificat, că au avut o viață de sacrificiu. Și totuși, trăind atât de greu și făcând atâtea sacrificii, v-au crescut în iubire și în armonia aceea de familie, dar cum au putut depăși momentul în care au trăit pierderea unui copil? Deci nu vreți să știți ce perioadă dificilă a fost. La mama sa
s-a declanșat diabetul zaharat, pentru că a fost șocul prea puternic, da. Și tatăl meu a devenit foarte tăcut. Deci nu, era foarte absent. Suferea în dumnealui, pentru că eu semăn foarte mult în partea dumnealui. Deci îmi duc suferința în liniște. Da. Da. Mă interiorizez, nu-i supăr pe cei din jur și într-adevăr foarte, foarte, foarte greu. Și acum mă uitam că îi explica Marcelei ce ar trebui să facă, îi povestea cum, ce a făcut Dumnezeu și este foarte greu, pentru că mi-amintesc când s-a întâmplat cu fratele nostru, cu Viorel, dânsa a dorit foarte mult să-l mormânteze la noi, la țară, la noi, la cimitirul și la biserica de care aparținem noi și nu a fost cu putință să facem asta din cauza soției. A vrut, era normal să-și dorească și ea să îl aibă aici, să-l aibă în București alături de ea, să-l aibă aproape. Și mama a luat pământ de pe mormânt și am făcut și ea ca un fel de mormânt la noi la țară, la noi acolo la cimitir. Mi se pare atât de greu un moment ca părinte și totuși prin atâtea încercări, mai cu seamă că și sora dumneavoastră, Marcela, a fost prezentă, nu în cele mai fericite momente și chiar am avut aici pe canapea emisiunii Folclorul sub lupă și mă gândeam cât de puternică e, dar în același timp amintea în discursul pe care l-am avut cu ea de dumneavoastră și de susținerea pe care i-ați acordat-o necondiționat. Da, noi frații suntem foarte, foarte uniți. Faptul că am trecut perioadele grele din viața noastră, noi le-am trecut împreună. Eu nu m-am exteriorizat la lumea din... Nici nu am spus așa poveștile, nici nu-mi place să joc rolul de victimă. Nu-mi place. Și oamenii nici nu... Nu știu dacă celor din jur le face bine să... Nu-mi place mie să te vadă că te victimizezi. Mie nu-mi place. Și o admir pe Marcela că nu se victimizează. Și am încercat cât am putut să o ajut, să o fac să treacă de această perioadă, așa cum întotdeauna eu am fost alături de ea și nu numai de ea, și să știi că și frații noștri, care ei nu sunt persoane publice, dar au fost foarte mult alături de Marcela și Antonica și Vasile, noi în momente din astea, adică simțim glasul acela al sângelui care te cheamă. Deci este de ajuns să știe că ești acolo și peste tot pe unde am fost, eu am luat-o cu mine, au fost niște vacanțe pe care noi le aveam programate împreună cu Minel și ea a refuzat categoric să mai meargă. Și i-am spus, trebuie neapărat să mergi, pentru că așa am mai putut să au mai fost zile când ea a stat măcar fizic departe de situația aceasta, pentru că a fost o situație devastatoare pentru familia noastră și ne dăm seama că nu este nimic de făcut și suferința asta te poate duce către ceva rău. Organismul suferă și de aceea noi ne luăm cu alte activități și ne ducem gândul în altă direcție pentru a putea trece, pentru că este foarte, foarte greu, foarte greu. Dar în același timp, văzând-o pe ea în această perioadă, pe Marcela, mi-am dat seama cât de mult seamănă ea cu mama și cu mama lui mama. Cu babarița, cum îi spuneam noi, pentru că nu mai trăiește.
Dumnezeu să o odihnească, cu atâta demnitate își duce suferința, încât și în zilele acelea, după întâmplare, eu vă spun că am stat cu emoții și când i-am văzut puterea să nu dorm 3 zile, să dorm numai 2 sau 3 ore în 3 zile, să nu mănânci nimic și totuși să mai poată sta în picioare. Deci a fost pentru mine, a fost de necrezut. Puterea ei a fost o putere care a venit de undeva, din altă parte, pentru că din interiorul ei nu mai avea energie. Nu știu cum a putut trece peste acea perioadă. Și nu vă spun ce... Nu vreau să povestesc ce s-a întâmplat în acele zile și cum venea ea cu tot felul de... Dar dacă poate a fost asta, dar dacă venea cu tot felul de supoziții. Eu trebuia să-i schimb șirul ideilor și să o liniștesc și... Își căuta cumva vinovăția care nu-i aparținea, dar poate simțindu-se neputincioasă în fața... Nu își căuta vinovăția, nu. Considera că poate ar trebui să facă asta, poate ar trebui să facă asta, poate... Dar erau lucruri pe care ea, chiar dacă încerca să le facă, nu mai aveau niciun rost. Și eu am admirat-o și nu-ți spun cât de mult s-a insistat, pentru că la un moment dat s-a spus că am apărut noi la televizor sau că a apărut ea și și-a spus povestea. Deci nu vreți să știți cât am fost de căutate și mai ales ea pentru interviuri, pentru emisiuni, pentru... Cred că în fiecare zi cineva insista, până la un moment dat a fost conștientă că va trebui să apară și să spună. Și a apărut la 2 luni, după aproape 2 luni a apărut și a spus. Și într-adevăr sunt mulți oameni care trec prin asta și când aud și povestea persoanelor publice, se regăsesc și da, dar ea chiar nu a dorit să joace vreun rol de victimă pe posturile de televiziune. Ea și-a dus durerea în liniște și și-o duce în continuare și sper ca timpul să o facă să se mai liniștească și să fie conștientă de faptul că nu se mai poate face nimic. Suferința va rămâne, dar noi oamenii de pe pământ nu mai putem face. Puterea lui Dumnezeu nu poate fi pusă la îndoială. Privind în urmă, de ce sau de cine vă este dor, doamna Mariana? Bineînțeles că mi-e dor de toți ai mei care nu mai sunt. Dacă ar fi să vă aduceți aminte de un moment în care vă simțeați împlinită și fericită din copilărie, care este omul care vă lipsește acum? Fratele meu, Viorel. Vă simt și vă văd durerea și din privire și din suflet și pentru faptul că ați fost sora cea mare. I-ați tratat poate și ca pe... Erați cloșca cu pui. Chiar da, pentru că așa era la vremea aceea. Fratele cel mai mare și avea grijă de frații mei. Eu și fratele meu eram șefii celor mici. Că între mine și Viorel este o diferență de 3 ani. Și noi aveam subalterni. Pe Antonica, pe Marcela și pe Vasile. Deci aveam 3 frați mai mici. Și... pe fratele meu, Vasile, el fiind mezinul familiei, eu fiind mai măricică, l-am crescut. Practic am avut un rol de mama numărul 2, pentru că mama m-a învățat cum să-i dau să mănânce, cum să-l schimb și mult timp. După aceea chiar mi-am luat acest rol, eram plecată la Râmnicu Vâlcea și mama îmi zicea, trebuie să intre copilul la școală. Și eu spuneam, lasă că vă adun la mine la Râmnicu Vâlcea și îi luam cărți, îi luam haine. Deci, practic, mi-am luat așa un rol și poate fiind diferența asta de vârstă între mine și frații mei care trăiesc, Marcela, Antonica și Vasile,
și faptul că eu îi văd așa tot, parcă sunt eu fiind cea mai mare, ei tot timpul îmi cer părerea, cum să facă în anumite momente ale vieții și simt nevoia așa să tot timpul să le dau sfaturi, parcă eu... Să vă știți acolo. Da, și este așa un rol din ăsta de profesor care ar trebui să le spună ce trebuie, ce e bine și chiar și când nu mă întreabă, eu le spun. Și zic, măi, poate n-ar trebui să mai am rolul ăsta, că au și ei o vârstă, sunt și ei maturi, dar mi-a rămas așa, deformarea asta de când erau ei mici. Da. Dar ei nu se supără, pentru că noi avem o relație frumoasă și la noi nu contează faptul că eu și Marcela suntem artiști, că și Antonica cu Gheorghiță, cu familia ei, copiii ei și Vasile cu Coca, cu cei doi copilași pe care i-are Vasile și respectiv soția lui pe care i-au împreună, cu soția lui Coca, ei sunt realizați la rândul lor. Cu siguranță, mai ales sunt realizați, da, și sunt realizați mai ales pentru faptul că au copii. Pentru că asta am observat că i-a împlinit. Venirea și, pe lumea copiilor. Da, și noi ne înțelegem și nu facem diferențe, nu avem... Dar dumneavoastră ați vorbit despre toți frații și de împlinire și de grija pe care le-ați acordat-o. Dar care sunt momentele acelea în care și dumneavoastră simțiți într-adevăr că vă lipsesc îmbrățișările mamei sau sfaturile tatălui? Pot să spun că acum mama și tata așteaptă ei să le mai spun eu ce ar trebui și când mă duc și îl iau în brațe pe tata, zice, se bucură și mă strânge așa cu palmele lui alea muncite, care are palmele bătătorite de la munca fizică pe care a depus-o toată viața și pot să spun că atunci când mă duc la ei mă simt copil și mă încarc. Dar de multe ori ți-am zis, îmi pare rău că nu pot face mai mult pentru ei. Dar cum vă explicați că totuși doi oameni să muncească atât de mult, să-și sacrifice viața, au ajuns la vârsta la care răbdarea nu lipsește și făcând o comparație cu generațiile de acum, cu munca, mă refer aici la bunicii, dacă vreți, puțin mai tineri, la oraș, poate n-au depus atâta efort fizic și totuși sunt mai obosiți și fără răbdare. Nu mi-explic, dar așa cum nu mi-explic, cum eu atunci când eram acasă, așa cum îți spuneam, munceam toată săptămâna și sâmbătă seara aveam o dorință de a merge să mă distrez la bal și erau jocurile astea, când aveam taraf care cânta în mijlocul horei și eu jucam, deci veneam de la muncă, munceam toată săptămâna până sâmbătă seara și... Toată noaptea jucam toate horele până când mă duceam acasă, bineînțeles, cu fratele meu sau cu rude. Că te cred că de la efortul fizic, doamna da, Maria. Da, și energia aceasta și, așa cum spui și tu, cred că este vorba și care cei care nu fac mai așa efort fizic și se simt obosiți. Este vorba și de efortul psihic, pe care îl faci, da. Efortul psihic, al cum nu mai lucrezi numai fizic. Și cred că cei care muncesc fizic... Nu știu, dacă nu își preocupă foarte mult psihicul, se simt mai relaxați. Este numai vorba de o durere din asta musculară sau și după ce te odihnești, îți trece. Fiecare cu felul lui de a munci. Da. Alte vremuri și când eu nu mi-amintesc de cuvântul acesta stres, da. Până când nu am crescut mare și a apărut acest cuvânt. M-am stresat, sunt stresată. Înainte nu exista această expresie în vocabularul românilor. Și acum e folosită mult prea des. Și acum este folosită mult prea des. Da. Printr-un exercițiu de imaginație, în încheierea acestei ediții speciale, aș vrea să vă imaginați o urare pe care dacă până acum ați făcut-o de fiecare dată celuilalt, acum ea trebuie făcută dumneavoastră, știind că se va împlini.
Ce ar conține această orare și de ce ar mai avea nevoie sufletul Marianei? Să rămân, mi-aș dori, deci să-mi iurez mie, da? Mi-aș și dori să-mi țină Dumnezeu mințile, cum era o expresie la noi la țară, să ții mințile la tine, să rămâi, să nu-ți ieși din minți. Da, să nu-mi ies din minți și să rămân naturală și să rămân cu picioarele pe pământ. Dar nu cred că e caz, nu cred că mă voi mai schimba. A trecut perioada aceea de pericol. Să-mi cresc nepoți. Ce frumos ați spus! Îmi doresc să ajung să-mi cresc nepoți, pentru că fiii mea deja are planuri, are și nume pentru copiii ei. Și eu vă mai doresc, pe lângă tot ce v-ați propus, totuși să plecați într-o vacanță împreună cu părinții dumneavoastră, așa cum v-ați dorit. Tu crezi că e posibil? Păi dacă cerem asta Universului, poate până la urmă o să primi răsplată. Știi că mi-aș dori să-i duc la mare. Eu cred că o să reușiți. Tu crezi? Da. Și mi-ar plăcea să mai veniți la ediția următoare la Folclorul Sud. O să pun pe rețelele de socializare. Mi-aș dori din suflet, vă spun sincer, pentru că se vede cât de mult îi iubiți și cât vă doriți să-i scoateți din rutina dumnealor. Dacă ți-aș spune mama acum cât pui de curcă are și cât pui de găină și bărățuși Doamna și Maria, curceluși. N-am o propunere. Nu știu unde să le ducem pe toate. Mă duc eu cu copiii la țară, la mama, în grijă de rățuște și eu promit că o aștept la mare, la noi, da? Pe litoralul românesc. Nu mă promiteți că îi împliniți visul Doamnei Maria. Te-am iertat că m-ai făcut să plâng și acum reversul m-ai făcut să râd. Dar de pentru că dumneavoastră ați plâns, m-am regăsit și eu cu multe. Și știu că sunteți un exemplu de viață și o lecție și pentru mine. Da, să știi că eu nu prea plâng. Ați plâns de fericire pentru că o să mergeți cu părinții la mare, vă spun sigur. Da? Da. Bine. Acum, în încheierea emisiunii, vreau să vă mulțumesc pentru distinsa dumneavoastră prezență și pentru telespectatorii de acasă. Până data viitoare, să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragii mei!